Vezi ce bine te descurci înapoi în viitor și ești la începuturi, da? La începuturile tale, unde când am înregistrat, ai senzația la săritura cuantică, ai senzația că n-ai reușit, că ești ultima, că nu o să-ți iasă, că, da? Vai de mine, cum făceam, mi-aduc aminte. Și din clipa, din prezent, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ai trecut prin ce ai trecut, acum, de aici, din prezent, înapoi în viitor, încetuți, încetuți, ajutată de ghizii tăi, ajungi la începuturi unde cumva era fiecare la timpul său, fiecare în timpul său, dar tu faci săritura cuantică în timpul tău și ajungi la începuturi cu toată lumea împreună, înțelegi? Și când erai, să zicem, acum ești în prezent și înregistrezi și zici, domnule, de câțiva ani fac că înregistrez, dar uite, alții s-au trezit cu vreo 30 de ani în urmă, da? Bun, înapoi în viitor, tu te-ai trezit cu 50 de ani în urmă, înțelegi? Adică nici nu s-au născut ei care au venit să-ți. Energia aia nu s-a născut, care a venit să-ți fure din energia ta când ai făcut săritura cuantică și te-ai deranjat, te-ai perturbat un pic. Înțelegi unde ești? Distrează-te. Acum ai vezi pe toți la începuturile sale. Ghizii tăi care te-au. Tu-ți dai seama? Deci ghizii tăi care te-au ghidat înapoi în viitor, te uiți acum și. Da, păi vezi, Doamne, cine ești, da? Ți se pare cumva. Nu știu dacă mai asculți ce au zis. Te bucuri într-un fel, dar înțelegi cum se întâmplă lucrurile, nu? Hai de mine, cine e ca tine? Ok, distrează.